Un sat din raionul Sângerei a ajuns prada hoților din locuințe. Locuitorii satului Chișcăreni stau cu frica în sân după ce aproximativ 40 de gospodării din localitate au fost jefuite. Potrivit autorităților, în ultimii 2 ani, persoane necunoscute ar fi pătruns în casele oamenilor de unde au furat bani și bunuri de preț. Tovarăși au luat casele la rând, cam asta e chiar grav. Unul dintre locuitorii satului spune că atunci când merge la serviciu, deja îi este frică să-și lase soția de una singură acasă. Astea se întâmplă practic la o săptămână una după alta. Am ajuns deja la 40 de persoane care au avut de păgubit timp de un an jumate, 2 maxim. La o parte li s-au furat sume mari de bani, mii de euro li s-au furat, la alții li s-au furat bunuri din casă, la alții pur și simplu s-au făcut sparge. Potrivit angajaților de la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, dintre cele 40 de cazuri care ar fi avut loc, numai 20 au fost sesizate de către victime. Dar sunt persoane care poate nu pot deplasează. Băieții sunt cu automobile, s-au deplasat la fața locului și mergeți așa câțiva zi sector și fiecare cetățean să fie ajutat, fiecare particularitate, fiecare persoană bănuită. SPIA a inițiat o anchetă de serviciu după ce pe o rețea de socializare s-a anunțat că poliția nu ar lua măsuri pentru a identifica făptașii.